Bună ziua, de asistență, stimați membri ai Comisiei Doctorale. Avem onoarea astăzi să facem criză de doctorat, deci prima care Universității Dmitrie Cantemir, care se va efectua în conformitate cu regulamentele noi. Deci vom avea și vom discuta teza care va prezenta domnul Ivan Budanaev, cu titlul Distanțe penalizi liber și aplicațiile lor în teoria informației. Deci, teza este la specialitatea conducătoră, adică toate ce a demarat și specialitatea care am menționat-o. Svetlana Poșocaru, membru corespondent doctor habilitate în informație, președinte, Vladimir Arnotov, Petar Kinderov, academician al Academiei de Științe din Bulgaria, doctor habilitat, profesor referent, Parascovia Sârbu, doctor în matematică, conferențiar universitar referent, și Mitrofan Ciopan, academician, doctor habilitat în matematică, profesor universitar, membru al comisiei. Așa, deci, membrii comisiei sunt prezenți. Domnul academician Petar Kinderov din Bulgaria este prezent online. L-ați auzit anterior, este împreună cu noi. Deci, din actele prezentate, voi menționa următoarele. Deci, domnul Budanaev a fost înmatriculat la studiile doctorale în anul 2015, deci mai exact, studiile, matricularea a fost în 2015 cu începerea studiilor în ianuarie 2016. Așa, deci a finalizat în termen, chiar un pic înainte de termen, reușită foarte bună. Deci, ea a fost prin decizia Școlii Doctorale Matematică Știința Informației, a fost specificată tema distanțe pe sisteme algebrice abstracte cu aplicații în criptoanaliză. Deci, asta e decizia din februarie 2016. Apoi, pe parcursul lucrului, analizându-se rezultatele și direcțiile de cercetare, în iulie 2017, a fost redactată formularea temei, deci în cea actuală, la care se prezintă teza, distanțe pe monoliți liberi și aplicații de lor în teorie informației. Deci, au fost atunci toți pașii necesari pentru examinarea tezei, toate cerințele formale referitor la publicații sunt satisfăcute. Autorul deci, prezintă în lista de publicații 18 lucrări, dintre care 7 sunt în reviste recenzate, inclusiv 3 în România. Revista Romaia, cunoscută la noi cu o autoritate foarte bună, 3 în revista Concepta Arsenal Cernovac Moldova, revista care este categoria A în Republica Moldova, deci totodată în Clarivate Analytics, una din cele mai importante baze de date. Și o lucrare în Bulletinul Academiei de Științe, seria matematică, care de asemenea este de categoria A și este înregistrată în baza de date Scopus. Deci, nu menționez faptul că revistele sunt foarte bune și faptul că au fost acceptate și publicate astfel de lucruri ne oferă deja o caracteristică excelentă.
sunt prezente, adică au fost prezentate lucrările la o serie de conferințe internaționale, la una din ele, deci a fost acordat și premiul pentru cea mai bună lucrare. Din nou accentuez că minimul necesar pentru cerințele respective, deci nu recomand, a fost nu pur și simplu îndeplinit, dar și depășit. Deci, din toate actele care sunt, eu voi atrage atenția la procesul verbal al ședinței Comisiei de Îndrumare Extinse, care a avut loc în data de 13 februarie 2019, au participat membrii Comisiei de Îndrumare Extinse, domnul Cădincean Vădnic Rămânătul, președinte, membru corespondent Constantin Gaindric, doctorul habilitat profesor universitar Ion Chiriac, doctor habilitat conferențiar universitar Dumitru Cosma, doctor conferențiar universitar Florina Damian. A fost audiat în cadrul acestei ședințe, a fost audiat raportul doctorandului Ivan Budanaev la teza de doctorat cu titlul care l-am anunțat deja. A fost prezentat raportul conducătorului de doctorat al Luceanului Mitrofan Ciopan. Deci, în urma audierii au fost o serie de dezbateri, întrebări și a fost luată următoarea decizie. Teza corespunde tuturor obligațiilor conținute în regulamentul de atribuire a calificativului de doctorat. Se face referință la ordinul Ministerului Educației din 2016 și se propune pentru examinare la Comisia de Doctorat în vederea susținerii tezei publice. Această decizie a fost votată unanim. Observațiile membrilor Comisiei, de fapt, așa, obiecții nu sunt, se recomandă spre susținere, obiecții nu sunt din partea tuturor membrilor Comisiei. Voi menționa de asemenea că toate examenele de programul de doctorat a fost îndeplinit complet, au fost acumulate de 180 de credite, deci cum se vede în conformitate cu regulamentul. Toate examenele au fost susținute cu notă de 10. Deci acestea sunt actele principale care am ținut să le prezint. Da, deci mai trebuie să menționez că membrii Comisiei Doctorale înscris și-au dat acordul și toate formalitățile când au fost respectate. Deci, dacă aveți întrebări față de dosarul candidatului, vă rog să le puneți. Dacă nu sunt întrebări, atunci îi ofer cuvântul domnului Budanaev pentru prezentarea rezultatelor tezei. Aveți 20 de minute. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Mă numesc Ivan Budanaev, sunt student doctorat, de doctorat, la doctorat. Vă voi prezenta astăzi teza de cercetare pe tema distanțe pe imunoizi liber și aplicațiile lor în teoria informației. Această temă stă la intersecția două plăci de știință diferite, matematică și informatică. Distanțele se întâlnesc în ziua contemporană foarte des, sunt foarte populare, se folosesc la redactarea textelor, la căutarea textelor, la clasificarea și clasterizarea obiectelor de informație și multe alte.
Noțiunea de algebră universală a fost prima dată introdusă de către Alfred Whitehead în tratatul lui de pe algebră universală în 1898. În 36, Birkhoff împreună cu Kakutani indică condițiile de existență a metricii invariante pe grupuri topologice. În 48, anul 48, secolul 20, Graev demonstrează că pentru orice metrică D pe o mulțime X există o metrică invariantă de stelat pe grupul liber F de X cu proprietatea că ea coincide numeric cu metrica D pe valorile, cu valorile pe mulțimea X. Această teoremă a fost extinsă în 1988 de către domnul Cioban pentru obiectul liber F de XV, unde V este quasi-varietate netrivială de algebre universale. În 2003, teorema lui Graev a fost extinsă de Romaghera, Sanchez și Tkachenko. După cum am menționat înainte, distanțele și extinderea distanțelor pe algebre universale joacă un rol important în cercetările contemporane. Și acest scop ne-am pus și noi. Este important de a menționa că ca extinderea quasimetricei să fie invariantă, pentru că această problemă este importantă și rămâne nerezolvată pentru quasivarietăți de orice orice tip quasivarietăți de monoizi topologici. Aceste fapte reprezintă actualitatea și importanța temei de cercetare. Cum am menționat mai sus, ne ocupăm cu cercetarea proprietăților distanțelor. Distanță, pseudodistanță, noțiunea de pseudodistanță este o funcție negativă cu proprietatea că d de x, x egal cu 0. Quasimetrica are o importanță, o proprietate importantă pentru că satisface inegalitatea triunghiului. Proprietățile de metrice este că ea este simetrică, invarianța quasimetricii e că putem să ștergem prefixul sau sufixul în dependență dacă este invarianta de stângă sau de dreaptă și primim valori nu mai mici decât cele originale. Monoidul liber. Monoidul liber pe spațiul X cu punctul bază pe dx în clasa V de monoizi topologici este un monoid topologic f de xv cu proprietățile că x este un subspațiu al lui f, f aparținând lui v și p de x este unitatea lui f. X generează monoidul f de xv și pentru orice funcție continuă f din x în g, g aparținând lui v, unde f de p de x egal cu e, există omomorfismul continuu unic f bară din f în g, astfel încât f egal cu f bară pe x. Quasivarietate de monoizi topologici. O clasă V de monoizi topologici se numește quasivarietate de monoizi, dacă ea este multiplicativă, dacă orice submonoid al monoidului din V este aparține și lui V și orice spațiu din V este T0. Quasivarietate Bernside este acea quasivarietate pentru care există două numere naturale distincte P și Q, astfel încât X la puterea P este egal cu X la puterea Q, X din G din V. Obiectivele cercetării sunt de a determina condițiilor de existență de extindere a unei quasimetrici ρ pe A, fiind dată quasivarietatea V în quasimetrica invariantă ρ stelat pe monoidul liber F de A V. Alte obiective au fost elaborarea metodelor eficiente de extindere acestor quasimetrici, de studierea relațiilor dintre distanțele Hamming, Levenstein și Graev pe monoidul liber LDA, fiind dat un alfabet A, și de găsirea metodelor eficiente de reprezentare a informației și de
cercetarea acestor proprietăți pe, în diferite câmpuri, ca bioinformatică, procesarea textelor și codare. La cel mai important rezultat al cercetării constituie rezolvarea problemelor lui Maltsev, care au fost puse în 1957. Și anume, fiind dată cvazivaritatea de monoistopologice netrivială V, sub ce condiții, care sunt condițiile de existență pentru spațiul X al monoidului topologic FDXV. A doua problemă fiind similară cu prima problemă, însă cu o condiție adițională ca acest monoid să fie abstract liber. Rezultatele cresc gradual și aceste teoreme stau la baza rezolvării acestor probleme. Prima fiind dată cvazivaritatea de monoizi topologici V, următoarele două propoziții sunt echivalente, că pentru spațiul X există monoidul topologic liber unic FDXV și propoziția că există G din V, astfel încât X să fie un subspațiu al lui G și punctul bază pe X din X, el să fie element neutru din G. Am menționat cvazivaritățile Bernstein. Teorema 2.3.1 vorbește de un rezultat important când studiem cvazivaritățile de tip Bernstein. Fiind dată o cvazivaritate de tip Bernstein cu exponentul P mai mare sau egal ca 2, primim un rezultat, o serie de rezultate importante. E că fiecare monoid topologic G din V este un grup topologic și dacă D este o pseudo-quasimetrică stabilă pe G, atunci ea este și pseudometrică cu proprietățile evidențiate. Și în cazul când P este egal cu 2 și D este o pseudo-quasimetrică stabilă, atunci ea este o pseudometrică. De ce acest rezultat este important? E important pentru că el arată că proprietatea unei quasivarități de a fi de tip Bernstein este un obstacol ca extinderea quasimetricii să fie invariantă. Teorema 2.3.3 rezolvă prima problemă lui Maltsev și anume arată că pentru orice spațiu T0X din V, V fiind o quasi-varietate de monoizi topologici complete de tip non-Bernstein, pentru acest fiecare spațiu T0X din V există monoidul topologic liber FDXV. Extinderea quasi-metricilor. Trecem la extinderea quasi-metricilor. Fiind date o mulțime Q de P de a tuturor pseudo-quasimetrice stabile de pe monoidul liber FDXV, astfel încât D de XY egal cu Rho de XY, unde Rho este pseudo-quasimetric pe mulțimea X, noi construim următoarele extinderi. Prima extindere este Rho cu căciulă de AB este egal cu supremum din valorile de DAB. A doua construcție este Rho barat, este infimum sumei Rho de XY, unde XY este reprezentarea secvențelor de șirurilor de caractere A și B, adică A este egal cu X1 și așa mai departe XN, B egal cu Y1, YN. Și a treia construcție, Rho stelat de AB, este infimum sumei Rho barat AZ1 plus Rho barat ZI, ZI plus 1 și așa mai departe, Rho barat ZN, BN. Adică toate sumele între A și B, A și B fiind extremitățile. Este o construcție foarte importantă și joacă un rol deosebit atunci când vom studia
mediile ponderate a două stringuri. Ele taman iese la suprafață. Că atunci, în cazul discret, suma aceasta este distanța Levenstein dintre aceste două stringuri. Teorema 241 este rezultatul principal și spune că având submonoidul MY al monoidului FA și extinderea ρ căciulă PMY a pseudo-quasimetricei ρY cu valorile coincidând pe mulțimea lui Y, noi primim următoarele o serie importantă de rezultate. D de Y egal cu ρ căciulă PMY, dacă quasivarietatea V este de tip non-Bernside, atunci ρ barat egal cu ρ cu valorile PX. Dacă ρ este o quasimetrică pe Y, atunci ρ barat, ρ cu căciulă este quasimetrică PMY. Dacă ea este metrică, atunci ρ cu căciulă este metrică. Și eventual se demonstrează că toate aceste construcții coincid numeric, adică ρ cu căciulă egal cu ρ barat și egal cu ρ stelat. Pentru a doua problemă lui Maltsev, teorema 2.6.1 răspunde pozitiv că există monoidul abstract liber pentru quasi-varietatea V de monoizi topologice de tip non-Bernside. Ca aplicația rezultatelor, noi trecem în caz particular pe monoidul liber, monoidul generat de stringuri. În cazul în care monoidul este generat pe alfabetul A din caracterele 0 și 1 primim sistemul binar. În cazul în care este alfabetul limbajului natural, putem aplica distanțul Levenstein. Operațiile de concatenare, de echivalență sunt cele obișnuite. Distanța lui Levenstein este așa foarte populară, așa numită edit distance, distanța de editare. Formula recurentă este dată. Distanța lui Hamming este numărul de caractere diferite pe care sunt situate pe aceeași poziție. Și în teorema 3.2.1 arătăm relația dintre aceste trei distanțe. Că distanța lui Hamming este mai mare egal ca distanța lui Levenstein și care coincide numeric cu extensia noastră, extinderea noastră. Algoritmul, pseudocodul pentru calcularea distanță Graev-Markov, algoritmul generalizat pentru orice quasimetrică este prezent aici și unul din rezultatele importante care stau la baza acestor extinderi și care ne-au ajutat să studiem problemele geometrice legate de distanțe sunt descompuneri paralele. Sunt niște reprezentări a stringurilor A și B de aceeași lungime cu proprietatea că noi le partiționăm în segmente egale, de lungimi egale, cu condiția că sub stringul avem porțiuni de substringuri care sunt total identic și avem substringuri care sunt total diferite, adică fiecare caracter pe aceeași poziție este diferit. Spunem că descompunerea paralelă a două stringuri este optimală atunci când distanța dintre aceste două descompuneri este egală cu distanța lui Levenstein dintre stringurile originale A și B. Aici găsiți niște exemple de descompunere triviale. Vedem că în exemplul 2 distanța dintre dânsele este 6, pe când în exemplul 3, când introducem elementul vid epsilon în primul string pe prima poziție și în al doilea string pe ultima poziție, distanța scade de la 6 la 2.
algoritmul care generează descompunerile paralele optimale pentru cazul general de alfabet cu orice valoare. O extindere intuitivă a descompunerilor paralele sunt descompuneri semiparalele în cazul când avem o ordine a distanței, adică este ro de stângă și ro de dreaptă. Putem avea distanța dintre caracterele A și B să fie 0, iar dintre B și A să fie 1. Acest rezultat se folosește în biologie computațională atunci când se studiază evenimentele mutaționale. Studiind descompunerile paralele, am ajuns la o decizie intuitivă de a introduce măsura similarității a unei descompuneri. Să vedem, pentru că sunt foarte multe descompuneri a două stringuri, noi am dorit să le clasificăm după o careva măsură. Vedeți, definiția măsură similarității este lungimea tuturor secvențelor care sunt identice în reprezentarea, în descompunerea paralelă. Factorul de penalitate nu este altceva decât numărul de elemente vide care noi le-am introdus în stringurile A și B când le-am aliniat. Măsura proprie de similaritate proprie este diferența acestor două funcții, măsura de similaritate minus penalitatea. Și teorema 3.3.1 arată toate relațiile dintre aceste trei funcții în cazul în care noi avem două descompuneri paralele optimale. Studiul se efectuează în trei cazuri, când prima din ele este trivială sau arbitrară, a doua este optimală, când invers, prima este optimală, a doua este trivială și când ambele sunt optimale. Avem exemple pentru fiecare din aceste subproprietăți. Exemplul ilustrează identitățile. Am primit o remarcă interesantă că valoarea maximală a similarității proprii este atinsă în pe descompunere paralele optimale cu penalitate minimă și invers, valoarea minimă a similarității e atunci când penalitatea este maximală. Un exemplu care ilustrează acest fapt. O aplicație a rezultatelor în bioinformatică la aliniere secvențelor de DNA. Dacă încercăm să aplicăm rezultatele primite în geometrie, să zicem, în informatică geometrică, când încercăm să studiem media ponderată, mulțimea fiind definită în felul următor, toate elementele din limbaj cu proprietatea că distanța dintre A și B este egală cu distanța dintre AX plus distanța dintre XB. În o altă cercetare a fost studiul mulțimii de pe sectoare. Intuitiv din geometrie știm că este dreapta tuturor punctelor egal depărtate de la A și B. Evident că este o infinitate de aceste puncte. Noi am limitat mulțimea la un romb, adică distanța maximă să fie de la A și B, să fie distanța ρ de AB împărțit la 2. Mulțimea este definită formal aici. Am prezentat algoritmi de generare elementelor acestor mulțimi, am arătat că fiecare medie ponderată este generată foarte simplu de o careva descompunere paralelă optimală, am calculat și cardinalul mulțimii mediilor ponderate este 2 la puterea de. Prin ce este interesant acest rezultat? E că în 2002 a fost propus de Bunche și alții un algoritm care generează mulțimea formată din D-1 elemente. Adică toate elementele de pe segmentul AB cu extremitate în AB.
Noi generăm 2 la puterea D datorită faptului că noi folosim elementul vid. Generând o mulțime mai mare, noi putem îmbunătăți utilizarea acestui algoritm în cazul în care se caută stringuri, adică când redactarea a fost cu niște greșeli, atunci când elementul vid poate să înlocuiască un element care a fost șters sau invers a fost introdus incorrect. La fel am prezentat algoritmul de generare a mulțimii bisectoarei, mediatoarei și am calculat cardinalul acestei mulțimi. Am studiat aceste două mulțimi din punctul de vedere al convexității. Am demonstrat că pentru cazul distanței lui Hamming mulțimea este convexă, mulțimea mediilor ponderate. Iar pentru cazul distanței lui Levenstein, mulțimea, cu părere de rău, nu este convexă. Am dat niște exemple sintetice, exemplu 2, și iată, este ilustrat că avem stringul A și B, avem punctele de mijloc C1 și C2, la distanță de 4 de fiecare, distanța dintre A și B fiind 8, și AC, C1B sunt 4, AC2, C2B sunt 4. Luăm mijlocul lui C1, C2, punctul C, care este egal la distanță egală de 3 dintre dânsele, și primim că C nu aparține mijlocului segmentului, mulțimii de medii ponderate al segmentului A și B, pentru că este la distanță de 4 și 5, pe când distanța dintre A și B este 8. Este un exemplu sintetic, am generat un exemplu mai detaliat, care este prezent aici și în exemplu 4 aici. Sunt exemple din limbaj cu caractere, cu reprezentări de caracteri. Concluzii. S-a elaborat o metodă de extindere a quasimetricilor pe monoizi liberi în quasivarietăți complete non-Bernside, care au permis să demonstreze existența monoidului topologic liber FDA pentru orice spațiu X. Au fost cercetate relațiile dintre distanțele Hamming, Levenstein și Graev. Au fost elaborați algoritmi de construcție a elementelor, mulțimilor, mediilor ponderate și a mediatoarei și au fost analizate și propuse alte aplicații în diferite câmpuri ale informaticii și matematicii. Vă mulțumesc, domnul Canaiev. Întrebări. Da, vă rog, domnul Canaiev. Chiar așa, o primă întrebare. Cum caracterizați gradul de complexitate a algoritmului? Mulțumesc de întrebare. Gradul de complexitate al timpului de execuție este patratic, pentru că folosesc programare dinamică cu matrice de memoizare. La fel este patratic și pentru memorie. Sunt algoritmi mai eficienți care sporesc, care micșorează memoria la linear, algoritmul Wagner-Fischer. Din punctul de vedere al execuției, în 2011, Alexandru Antone pământean de-al nostru în America, a arătat un algoritm care aproximează la timp linear. Cercetarea noastră nu a fost pusă drept ca scop să îmbunătățim aceste algoritme. Am arătat că se pot genera mai multe
mai multe elemente al mulțimii ponderate în care ea a fost deja propus algoritm clasic în 2002, iar pentru mulțimea mediatoare prima dată s-a analizat această mulțime. Dar sunt algoritme mai eficienți și pot fi aplicate. Aplicația la alinierea secvențelor în bioinformatică. Timpul a fost limitat de asta, slide-ul a fugit foarte repede. Da. Profil de poziția mea de președinte și din curgănite să comentați un pic ce anume. Analiza regnumului animal din punctul de vedere filogenetic subînțelege analiza secvențelor de DNA în cazul în care o generație a avut un careva feature și a fost mutat din stare originală în alt careva. Și se analizează din punctul de vedere care mutații sunt bune, care mutații sunt rele și vom primim, de exemplu, că distanța dintre un caracter sau o aliniere este de sus în jos este 0, de jos în sus este 1. Deci este inadmisibilă. În alte cazuri, când pur și simplu se cere de văzut gradul de similaritate dintre două alinieri de DNA, aliniere și calculare câte din secvențe sunt egale. Normalizând, evident, la distanța originală. Alte întrebări? Da, vă rog. Funcția generatoare asta care aveți, care o construiți, așa, ea poate la un moment dat să devină ciclică la dimensiuni mari? În cazul ciclică, aveți în vedere că o periodică să fie. Ea, știți, chiar din definiție ea poate să fie periodică în cazul în care folosești elementele vide. Adică crești lungimea, adaugi. Poftim? Teoretic nu, dar există o funcție recursivă generală. Nu. Da, tot depinde de memorie. Dacă noi intrești în memorie, de acolo ne încurcăm. Dacă prezintă memorie aici... A fost, eu n-am vorbit despre aceasta, în teza este indicată, reprezentarea canonică a stringurilor, ea care nu are niciun element vid. Pentru cazurile acestea, nu. Dacă noi, să zicem, nu are nicio importanță aplicativă, dar fie distanța dintre 2 epsilon și 3 epsilon este egală cu distanța dintre 4 epsilon și 6 epsilon. Adică poate fi egalitatea asta. Formulez de ce e interesant asta. Că ar fi, dacă ar exista așa, ar exista un fel de funcție o piste de teoriile inflațiilor. Avem o concepție, de exemplu, avem un singur punct finit în inflație, dar mai putea să mai existe teorii inflaționiste și mai ample. Și atunci criteriul pentru a le găsi ar fi o anumită ciclicitate din asta, recursivă. Aici e mai concret, că tu ai string-ul, te-am el concret. Și așa l-ai tot concret. Și te-am trebuit să le știi a compara. Aici nu... Nu schimbi ordine, nu asta, numai îl întind sau îl comprim. Mai tare sau mai puțin. De comprimat tot nu poți, că e string. Dacă inițial e canonic, da. Da. Alte întrebări, vă rog, dacă sunt.
Vă mulțumim, domnul Gudanaev. Eu invit să luați loc și îi ofer cuvântul academicianului Mitropan Ciobanu, care trebuie să caracterizeze calitățile personale și profesionale ale candidatului. Eu cred că aici, din punct de unele caracteristici, ar fi dat este aici Marcel Teleucă, el tot aș fi dat o bună caracteristică, fiindcă eu am făcut cunoștință, fiind el masterat la noi la informatică, când el de-am finalizat studiile la masterat la informatică, că el a dorit cumva să facă doctoratul în matematică. Dumnealui a absolvit Universitatea din Dallas la informatică și atunci el a început studiile și la masterat la matematică și studiile la doctorat. Practic, cam aproape paralel, poate cu diferența de an de zile. Și eu cred că a fost o întâmplare, așa știți, bine venetică, care și pentru mine de folos. Că eu știam că iată, algebrele universale au un rol foarte important în informatică. Dar ca să poți vedea ce rol ele joacă, trebuie să știi informatică. Una, că știi că ele au rol, da? Dacă, și când a venit eu, știind informatică, eu m-am gândit, dar cum s-au putea de folosit toată aceasta? Și studiind procesul de extindere a pseudo-quasimetricilor, noi am dat peste distanțele liveștenți și am văzut că ce metoda lui Graev de extindere ne aduce la Liveștenii. Liveștenii asta a făcut la începutul anilor 60 a secolului trecut. Graev, asta Hemming, prin anul 1951, cu mai mult de 10 ani mai înainte. Dar ce e interesant, că Graev încă cu 3 ani mai înainte. Da, a făcut pentru grupuri. Și, de fapt, ceea ce a făcut el pentru grupuri merge și pentru semigrupuri, ce a făcut Graev. De ce? Semigrupul liber stă în grupul liber. Ca sub monoid. Și deci, când ai instit pe grup, ai instit și pe o parte de-a lui. Deci, dintr-un punct de vedere, extinderea dată de Graev e îl cuprinde pe Liveștenii. Pentru distanță metrică. Dar pentru quasimetrică nu merge. De ce? Că pe grup, quasimetrică e grup, e metric. Trebuie să apară invarianță. Dar din alt punct de vedere, că noi ne-am gândit, sunt schimbări favorabile, cum spune, sunt schimbări nefavorabile, atât cum este proiectul în cu braslet. Și acolo el dă informații despre starea organismului. Și atât dă informații și dă schimbările. Și atât sunt schimbări care sunt zero-uri, adică nu sunt asta, și cum dat schimbări nefavorabile. Și atunci, deodată distanța se mărește, și dă signal, chiar cu persoana dată, ceva nu e regulă. Și atât, în asta își constă când cu unele care pot fi aplicații în viața de toate zilele. Și ce a fost interesant, că acele algoritmi care, adică nu au făcut Liveștenii, dar au făcut alte persoane cum de calculat distanța Liveștenii, acele algoritmi care au fost elaborați, ei, fără mari modificări, merg pentru quasimetrici care noi le extindem. Mai mult de atât, noi am putut elabora algoritmi care ne arată toate descompunerile paralele care sunt optimale. Dar fiecare descompunere optimală ne dă, după Hemming, segmentul
pentru asta descompune un care este convex. Dacă ele toate împreună, nu sunt convex. Și atunci, cel de semn, ați văzut, am luat o descompunere, am luat mijlocul, am luat o descompunere, am luat iară mijlocul, și când la iese două mijlocuri, mijlocul de-a iese în afară. Și din cauza asta, mult timp nu puteau rezolva problema. Cum este convex, fiindcă nu știu, a calculat toate punctele de pisemier. Dar descompunerea este paralelă, dat, și eu de ce spun că el, domnul Ivan Budanai, a fost în echipa olimpică a Republicii, pe urmă, ies-o la Dallas, s-a învățat așa, dacă ne uitam la notele care au fost prezentate, acolo sunt foarte multe de A+, dar asta în Statele Unite Americii este, cum spune, aprecierea cea mai înaltă și mi se pare chiar cu 2 de plus este, eu nu știu de ce, când era de-am cu A plus, e bună. Și pe urmă, iată, acel fapt că care m-a îmbogățit pe mine, făcând studiul ăsta împreună cu dumneavoastră. Și iată, astăzi ați văzut ce lucrare s-a obținut în acești 3 ani de tine. Probabil, poate era mai greu, dar noi am dat într-un domeniu care, nu, din punct de vedere așa algebric și topologic, nu a fost bine examinat și iată, asta a fost fericirea noastră, cum spune, ca să noi putem răbde să ne mișcăm înainte. Consider că s-a făcut un lucru frumos de domnul Budanai și iată, apreciăm pozitiv. Vă mulțumim, domnul Căriucian, deci în conformitate cu procedura, trebuie să vă oferim acum cuvântul referințelor oficiale. Și procedura cere ca întâi să vorbească referințele oficiale externe, iar apoi deci, domnul academician Arnautov. De asta vă rugăm să ne conectați pe domnul Căriucian. You can speak English, please. Okay, thank you. Thank you very much. So, it was very exciting for me to see this this thesis, because somehow it's a kind of miracle that theories which were developed in head magnets. Okay, so, do you hear me? Yes, yes, yes.
Please continue. So it's a kind of miracle for me that notions and results mathematics, which were created in connection with continuous, so to say, mathematics, not discrete mathematics, but the classical mathematics, turn out to be good for new development in informatics. Okay. And this dissertation or this thesis, as you say, is a kind of good example in this, where you mix somehow algebra, and algebra in the most abstract sense, in the terms of very general universal algebra that are considered in this thesis with signature, very rich signature, also topological notions, other strange topologies which are not separation axioms are very low there, kind of example spaces and many, many other things are interrelated, come to something that put their views in contemporary information topology, namely to study the monoid of the monoid which is generated by an algorithm and the free space spazia in German, and then to introduce measures of similarity, measures of efficiency of algorithms, which is very important when you work with strings of letters, with words. This is very important, so I think that the dissertation as a whole is something very valuable. I don't know whether in your country the thesis or the degree doctor is only scientific degree or educational degree as well, as it is in European Union. In Bulgaria, it is already educational and scientific degree, as is the case in many other countries. And I would like to stress, underline the fact that the thesis reveals that Ivan Budanarev is very well prepared, so educational component is very strongly expressed in all the history of events, the history development of the main in this area, starting from Markov's Graev of Levenstein, Hemming distance and so on. And this is presented in a nice way, so that I really recommend this thesis to be published in something like a separate volume, whatever. Now, turning to the content of the thesis, it contains 130 pages, and it's structured in a natural way. There's an annotation in English and Romanian, introduction, 4 chapters of mathematical considerations, general conclusions and recommendations closed the thesis. The reference list comprises 200 titles, which is also impressive, because these titles are really mentioned in the text. They are not just added at the end. The major focus in the thesis on methods of extension of distances from a set, which is alphabet, the free movement of arbitrary words. The second accent or emphasis is on algorithms for constructing the weight field and bisector set of pairs of strings, study of the problem of information segment convexity. You see, again, a classical notion, convexity, is somehow useful to have an analog in this area of discrete mathematics as well. And finally, there are good hints that was created in the dissertation could turn out to be useful in image analysis or logical approach. Professor Kenderov, we lost you. Să văd dacă e de la noi. Nu e de la noi. Să-l sunăm încă o dată. Să-l sunăm.
carieră dacă eram în Institutul de Matematică și Informatică? Nu depinde de noi. Să văd dacă am eu conexiunea. Nu este din partea noastră. Короче, выводы, пусть сочетаете все. Есть изложенные в письменном. Скажите, что... Сейчас я постараюсь с этого телефона. Как проблема, как себя пердут интернету? А, все нормально. Excuse, we lost you for several minutes. The connection is very bad, and we ask you kindly to make or to repeat your conclusions. Okay, so I started to explain what the major results are, and the major point is to by topological space coincides with the abstract, so-called abstract free monoids. And I mentioned in my report especially the result 212241, 233, 251, 261, 281, 282, and some other results related in the fourth page, in the fourth chapter, 411, 41, corollary 411. And finally, I think that the conclusion of my report is that the numerous new results obtained in the thesis, together with the plenty of insightful examples, constitute a significant contribution not only to the fields of algebra and logic, but also to the theoretical foundation of informatics. Admirations deserve the efforts of the author to demonstrate by proper examples, that the assumptions in the major statements cannot be dropped. This means the main result of the work are of final character. All used conditions are essential for the validity of the results. The title is, the thesis is written very well. There are some misspelling kind of shortcomings, which I express it in my report, but I'm not going to repeat them here, they are not significant. So my final conclusion is that what was said above allows me to conclude that the actuality and the novelty of the result presented in the thesis distances on free monoids and their applications in theory of information of Ivan Budanaev deserve the highest scientific appreciation. The thesis contains significant contribution to mathematical logic, algebra and number theory, specialty 111 and 03, and its author, Ivan Budanaev, completely deserves to be awarded with the requested scientific degree, Doctor in Mathematics. Thank you. Thank you very much, Professor Kenderov. You can follow us on YouTube in continuing if you wish. Thank you. Deci, l-am ascultat pe domnul profesor Kenderov. Avem avizul dumneavoastră. Așa. Deci, a făcut o analiză foarte detaliată a tezei, a rezultatelor obținute în teză. S-a exprimat și în cadrul discursului, spunând că teza este așa plină de,
Da, rezultate significante, semnificative, îmi cer scuze, contribuții semnificative, nu doar pentru domeniul de algebră și logică, dar și pentru bazele teoretice ale informaticii și eforturile autorului, deci merită toată admirația. În calitate de obiecții, deci după cum a menționat și dumnealui, sunt indicate o serie așa de, să zicem, scăpări din punct de vedere a limbii engleze și sunt făcute doar cu scopul ca la recomandarea insistentă a dumnealui ca lucrarea să fie publicată și sub formă de monografie integral și aceste obiecții gen application sau mapping unde trebuie și așa mai departe, niște chestii absolut și absolut minore, deci să fie luate în considerare. Deci, oricum, vă ofer, chiar dacă nu sunt obiecții, vă ofer cuvântul domnului Budanaev pentru a răspunde la... Obiecții deloc nu sunt. Da, obiecții. Sunt recunoscător pentru volumul și de lucru și aportul efectuat. Doar atât. Mulțumesc. Așa. Deci, doamna Părăscove, doctor Părăscove Sârbu, aveți cuvântul. Cum este comod, dar să vă vadă toată lumea. Da. Doamnă, doamnă președinte, estimați membri ai comisiei doctorale, onorată asistență, prezent și un aviz la lucrarea de doctorat a domnului Budanaev, distanții pe monoizi liberi și aplicațiile lor în teoria informației. Această lucrare, deja s-a vorbit, se află, de fapt, la confluența a trei domenii, algebră, topologie și teorie informației și informatică, iar monoizii liberi apar aici în mod firesc. Se știe că limbajele în informatică sunt submulțime de monoizi, pot fi considerate sau ca submulțime niște monoizi liberi, informația poate fi reprezentată ca și consecutivități de simboluri, iar operația de concatenare este asociativă, deci ajungem în mod firesc la noțiunea de monoid liber. Iar necesitățile analizei informației, fie că este vorba de procesare, digitizare, comparare, clasificarea informației, necesită un aparat matematic de apreciere a similarității informației sau a distanței între stringuri sau aceste consecutivități de simboluri. Deci noțiunea potrivită în acest sens, una din ele, este cea de distanță, iar în situații concrete este vorba de metrică, quasi-metrică, pseudometrică și alte tipuri de astfel de noțiuni, da, distanțe. La rândul lor, metricile definesc topologii, iar topologiile pot fi adaptate prin noțiunile lor de mulțime deschisă, vecinătate și altele, la cazul discret. Deci aceasta este calea pe care a mers domnul Budanaev în lucrarea sa, având unul din scopurile sau obiectivele teoretice dezvoltarea unor metode de extindere a quasimetricilor pe monoidul topologic liber, iar în plan aplicativ, printre obiectivele principale al lui se numără obținerea unor metode eficiente de reprezentare a informației și elaborarea algoritmilor aferenți acestui cerc de probleme. Deci lucrarea constă din 4 capitole, introducere, o bibliografie cu 200 de titluri, concluzii și recomandări și adnotările cerute pentru, în cazul unor astfel de lucrări. În introducere, o să spun doar foarte pe scurt, este fundamentată actualitatea și importanța temei de cercetare, sunt formulate obiectivele cercetării,
sunt analizate problemele studiate în lucrare și este prezentat suficient conținutul. Primul capitol este și el unul introductiv, se referă la situația actuală în domeniul teoriei spațiilor cuasimetrice și aplicațiile lor în algebră și teoriei informației. Deci, capitolul 2 este unul de bază. Acesta se referă la nemijlocit, la unul din obiectivele principale, este vorba de extinderea cuasimetricilor pe monoizii liberi topologici. Deci, teorema 241 conține, iată, rezultatul, a fost enunțat și de către competitor, unul din rezultatele principale ale tezei, care afirmă că pentru orice varietate de tip non-Bersite și orice cuasimetrică pe un spațiu X, există o cuasimetrică unică stabilă pe monoidul liber abstract generat de X, cu un șir de proprietăți care au fost acolo date în această teoremă. Deci, teorema dată este importantă și merită atenție și prin faptul că ea, de fapt, oferă un aparat de studiu al existenței monoidului topologic liber. A fost aici vorba despre două probleme puse de Maltsev la mijlocul secolului precedent. E adevărat, Maltsev le-a formulat în cazul algebrelor topologice, deci cu referire la existența algebrelor topologice libere în varietatea de algebre topologice. Domnul Budanaev studiază existența monoidului topologic liber în quasi-varietatea monoizilor topologici. Deci, autorul tezii consideră aceste două probleme și rezultatele cu privire la existența monoidului topologic liber, un criteriu. În primul rând, în exemplu 2.1.1 arată că nu pentru orice varietate de monoizi topologici și orice T0 spațiu X există monoidul topologic liber generat de X. Iar un criteriu de existență în acest sens este dat în teorema 2.1.1. Teoremele 2.3.3 și 2.3.4 au apărut și ele pe slide-uri, demonstrează existența monoidului topologic liber în următoarele condiții. Atunci când acesta este generat în T0 spațiu în quasi varietăți complete non-Bersite pe monoizi topologici și atunci când este generat de un spațiu complet regular X în quasi varietăți complete netriviale de monoizi topologici. Mai menționez aici teorema 2.6.1 care soluționează problema referitoare la existența monoidului abstract liber în cazul quasi varietăților complete non-Bersite. Deci, autorul demonstrează că în această clasă de quasi-varietăți, pentru T0 spațiu X, există monoidul topologic liber, care este și abstract liber. Din capitolul 2, tot în acest capitol, deci autorul mai studiază existența quasimetricilor cu valori naturale. În teorema 2.8.1, iată, se demonstrează că într-un spațiu topologic de X există o cuasimetrică cu valori naturale, dacă și mai dacă spațiul X este Alexandru. Capitolul 3 este intitulat Măsura similarității pe monoizii de stringuri. Deci conține, aici autorul introduce noțiunea de distanță pe spațiul stringurilor, utilizând în acest metoda despre care a vorbit Markov Graev, cunoscut anterior în cazul grupurilor libere. Și dezvoltarea acestei metode de către domnul academician Ciobanu și de către acel grup de autori la începutul anului 2000 în cazul cuasimetricilor pe grupuri libere. Autorul tezei arată că pentru orice cuasimetrică D există un spațiu X pe care pe un alfabet, de fapt nu spațiu X, dar hai să zicem, pe un alfabet A la care se adaugă simbolul V, există o extindere maximală invariant
pe monoidul stringurilor corespunzător, LDA, notat aici. În test sunt definite descompunerile paralele ale stringurilor care se utilizează pentru a determina eficiența, deci în multe, la soluționarea multor probleme, de fapt, în particular, pentru a determina eficiența și penalitatea factorilor în diferite reprezentări ale stringurilor. Unul dintre rezultatele principale ale capitolului 3 se conține în teorema 3.3.1, unde se arată că pentru orice două stringuri nevide există descompunerile lor paralele cu măsura maximală a similarității și cu descompunere optimale pentru care măsura similarității e minimală. Iar măsura maximală, respectiv minimală a similarității proprii, se atinge pe descompunerile optimale paralele cu penalități minimale, respectiv maximale. Pentru determinarea, deci autorul a vorbit de mai mulți algoritmi elaborați în cadrul acestei lucrări, deci, pentru determinarea descompunerilor paralele cu similaritate maximală este prezentat algoritmul 2. Algoritmii 3 și 4 generează toate descompunerile paralele optimale, respectiv cea mai scurtă descompunere paralelă optimală. Rezultatele obținute își găsesc aplicare în probleme din teoria informației, s-a vorbit și despre asta, care se referă la calculul distanței, de exemplu, căutare în șir, corectarea textului și așa mai departe. Alte aplicări sunt în bioinformatică, de exemplu, la detectarea mutațiilor posibile în ADN sau la operații precum inserțiile în ADN și altele. Ultimul capitol, aspecte geometrice și topologice ale analizei informației, poartă un caracter aplicativ. În acest compartiment este rezolvată problema construirii mulțimilor de nevis ponderate și a bisectoarei pereților de șiruri de caractere. Este studiată problema convexității mulțimilor de nevis ponderate și construcția mediane unei perechi de stringuri. Aici sunt date metode de procesare, de asemenea, metode de procesare a imaginilor. Soluțiile oferite se bazează, de asemenea, spuneam și mai înainte, pe proprietățile descompunerilor paralele optimale. În particular, aici se demonstrează că orice medie ponderată a unei perechi de stringuri este generată de o descompunere paralelă optimală a lor. Iar în teorema 4.1.1 este dat o metodă de construcție a mediilor ponderate cu ajutorul descompunerilor paralele de optimale. Problemele de convexitate sunt deci rezultate referitoare la convexitatea mulțimilor de medii ponderate sunt date în teoremele 4.2.1 și 4.2.2. Capitolul 4 se încheie cu studiul unor metode de procesare a imaginilor și elaborarea unor algoritmi pentru procesarea digitală a imaginilor, utilizând noțiunea de spațiu digital și spațiu dispersat, așa am tradus eu, dispersabil. Deci, în aspect teoretic, iată, mai menționez un ultim rezultat. Se consideră topologia discretă Kalinske și se demonstrează că aceasta este minimală în clasa tuturor topologiilor simetrice pe Z. În concluzie, putem afirma că rezultatele cercetărilor sunt noi, cuprind metode eficiente de extindere a distanțelor pe monoizi liberi, fapt care a permis, în particular, soluționarea problemelor Maltsev despre existența monoizilor topologici liberi și respectiv abstract liber în quasi-varietăți de monoizi topologici. Și în plan aplicativ au permis dezvoltarea conceptelor de eficiență și similaritate a secvențelor de informație, precum și construirea mulțimilor de medii ponderate a bisectoarelor de a două șiruri de caractere. Volumul total al lucrării este de 130 de pagini, inclusiv 114 text de bază. Lucrările au fost publicate
nu știu eu, aici s-a spus 18 lucrări, dar inclusiv... 18, dar 20. 18 strecut într-o listă și 20 în altă. Inclusiv 7 articole, 8 publicații de un singur autor, 7 reviste recenzate, inclusiv 2 articole de un singur autor recenzate. Concluziile generale și recomandările formulate de autor sunt relevante, reflectă corect problemele rezolvate și atingerea obiectivelor propuse. Teza domnului Putanaev este o lucrare bine închegată pe tema actuală, iar problemele soluționate pot fi caracterizate ca importante, fiind importante. Lucrarea prezintă interes și atât din punct de vedere teoretic, cât și aplicativ. Bibliografia este constituită dintr-un număr suficient de surse științifice la tema cercetării, ce reflectă adecvat situația din domeniul cercetării la momentul actual. Autoreferatul reflectă corect și integral conținutul lucrării. Consider că teza distanțe pe mânuiți liberi și aplicațiile lor în teoria informației satisface tuturor rigorilor impuse tezelor de doctorat la specialitate logică matematică algebra și teoria numerilor, iar autorul ei, domnul Ivan Budanaev, merită conferirea gradului științific de doctor în matematică. Mai spun din partea mea că am citit cu mare plăcere lucrarea, am găsit o scrisă foarte bine din punct de vedere științific. Expunerea este foarte clară și transparentă. Informația este completă pentru a înțelege lucrarea. Vă felicit pentru lucrarea pe care o prezint. Mulțumim, doamna Sârbu. Luați loc, vă rog. Obiecții nu au fost. Domnul Budanaev, puteți doar să-i mulțumiți, doamne Sârbu. Da, mulțumesc mult pentru raportul dumneavoastră. Da. Vladimir Иванович Черновик, пожалуйста. Значит, рассматриваемая диссертация, которую мы сегодня здесь рассматриваем, лежит на стыке двух областей математики – алгебры и топологии. Изучается в ней свободные моноиды. Ну, в алгебре свободные объекты являются одним из таких вот важных и основных объектов современной алгебры. В топологии рассматриваю в качестве метода, часто рассматривается задание топологии с помощью метрики, квазиметрики. И тут вот так удачно довольно-таки сочетаются топологические методы в алгебре, ну, в том числе и алгебраические методы применяются. Ну, как кто-то из известных математиков говорил, что математика едина, и поэтому такое взаимопроникновение методов и идей – это все самое. Значит, вопрос об актуальности. К тематике, которая изучается в диссертации, значит, примыкает к той или другой степени с разных сторон работы многих ученых из различных научных центров. Так что это не некие локальные, а это самые. Очень близко примыкает к тематике. Это работы Мальцева. Ну, тут прямо из работы указывается, что решаются две проблемы. Мальцева для... Они были формулированы для других объектов, но... И очень близко примыкает работы Граева, который был первым, который начал рассматривать вопрос о продолжении метрики на свободных группах. Позднее вопрос о продолжении метрики на свободные кольца, модули, кольца, полугруппы, квазигруппы, не знаю, не хочу, это самое, рассматривались другими учеными. Так что вопрос об актуальности, значит, вполне подтверждается, и в диссертации
очень хорошо обосновывается вопрос актуальности тематики. Так, я не стану перечислять результаты, об этом уже говорилось хорошо и соискатель, и другие оппоненты. Скажу, что только я отмечаю в своем отзыве теорему 2.4.1, я не буду ее формулировать, тем более, что на слух. Самая теорема 3.3.1 и теорема 4.1.1, отмечаю. Значит, ну, в заключение я просто зачитаю официально то, что положено зачитывать. Так, диссертация, диссертационная работа Будаева удовлетворяет всем требованиям диссертационного работы по специальности математическая логика, алгебра и теория чисел, а ее автор заслуживает присвоения ученую степень доктора математических наук. Спасибо, Владимир Иванович. В этом отзыве не было никаких замечаний. И, наверное, к такой работе просто трудно придраться, даже при всем желании сделать какие-то замечания. Я повторим, дома буду. Да, благодарю вас за ваш... Да, я еще хочу отмечать, что очень отрадно, что исследования по таким абстрактным вопросам находят применение уже в смежных областях информатики. Ну, возможно, это связано с тем, что информатика тоже, как говорится, какой-то период развития отпочковалась от математики. Спасибо. Спасибо, Владимир. А сейчас другое. Спасибо. Дичной ин конформитате ку регламенту trecem la următoarea etapă, care se numește discuția asupra valorii științifice ale tezei, la care participă toți membrii Comisiei Doctorale. Și nu numai vreau să adaug eu, deoarece este o susținere publică, deci poate să participe la această discuție pur și cine din cei prezenți în sală. De asta eu vă îndemn să vă expuneți opiniile. Да, да, ну, Будунай один из лучших аспирантов по математике в Молдове за последние 20 лет. Пусть не обижаются те, кто защитит. Поэтому ясно, что выбор тем за Митрофаном Михайловичем Чугуном. Вот. Ну, с учетом, что Ваня все-таки занимается информатикой. По-моему, результаты хорошие. И ясно, что она несколько раз перекрывает требования, которые представляются к докторским работам. Желаю успехов. Спасибо. Автоопинии Боробчины Дурища, Дону Гайдинга. Вас, коллеги, я хочу сечно ваша цель. Eu am urmărit, practic, începând de la examenul de admitere, toate etapele pe care le-a trecut domnul Budanaev și la fiecare din aceste etape am avut satisfacție să ascult și rezultate frumoase și o prezentare extraordinară. Am auzit în română, în engleză și în rusă. În toate limbile, nu știu care e mai ușor, îmi pare că e engleză. Și-a turc, pentru engleză, pentru turc, eu nu știu. În orice caz, lucrările domnului Budanaev, afară de ceea ce s-a vorbit în confluența algebrei, topologiei, a fost prezentate la câteva conferințe de bază teoretice ale informaticii. Și anume acolo el a obținut premiul ca cea mai bună lucrare. Mă mândresc că eu am propus la asta. E fără doș, poate. Nu știu, eu nu pot spun atât de tranșant ca domnul Victor, că e cea mai bună, dar e una din lucrările care ne face onoare.
Eu cred că dacă am avea încă așa doctoranță, aș spune că școala matematică din Moldova din nou renaște. Mulțumesc! Deci, mai avem o opinie venită de la Institutul de Cibernetică din Kiev, de la doctorul în științe fizico-matematice, doctorul în științe tehnice, profesorul Skobelev. Deci și dumnealui este o persoană care an la an a urmărit evoluția și rezultatele domnului Budanaev, participând la conferințele bazele teoretice ale informaticii, ne-a trimis un aviz în care menționează, apreciază pozitiv și cu admirație de asemenea rezultatele obținute. Nu are obiecții și deci pur și simplu atașăm această opinie la dosar. Da, poftim, domnul Chiriac. Da, nu sunt permit să mă joc de la cuvinte. În cazul domnului Bănunaev, se vede că s-a construit o carieră atât în matematică cât și informatică destul de bine gândită, că a fost olimpică, a demonstrat calități reale de cercetător atât în matematică cât și în informatică. Ulterior, am zis că evident și-a făcut studiile la un nivel foarte avansat. Masteratul la informatică a fost făcut la noi, la catedră, au demonstrat la fel calități reale care țin de cercetare și ceea ce a reușit el să facă chiar și în timpul masteratului la informatică. A fost cercetări destul de interesante, nu lui poate să confirme, care lui a fost captivat de chestia asta, așa stai bine. Ulterior, cred că a continuat masteratul și la matematică. Dar ce îți ține în mijlocit de teză, vedeți în premieră aici se vede, de fapt, la frontiera dintre algebră, topologie și informatică. Și toate metodele este de cercetare, el le posedă și le posedă bine, astfel încât a reușit, de fapt, să dea răspuns pozitiv la una din celebrele probleme a lui Malzer, reușind să arăte, vreau zic, cum poate fi construit acel monoid în funcție de spațiu X într-o quasi-grupă non-Bertzheim. Clar că, din punctul ăsta de vedere, el, nu știu, cel puțin consider că s-ar putea de făcut, este câmp de cercetare în continuare, în funcție de quasi-varietatea respectivă. Și totodată, metodele pe care le posedă în informatică, lui a reușit să arăte niște exemple foarte concludente, deloc evidente și deloc, vreau zic, că nu sunt simple. Nemijlocit algoritmii elaborați sunt destul de inovativi din punctul ăsta de vedere, au un grad de inovație destul de avansat și cu certitudini în alt context ele pot să dea rezultate, așa că din punctul ăsta de vedere, el de fapt și-a adus o contribuție reală, trebuie pus accentul și pe domeniul ăsta a algoritmicii și conexiunea asta între toate domeniile respective a făcut ca să soluționeze probleme frumoase, probleme care fiind puse de către Cadicianu Ciobanu au sunat frumos aici. Câmp de cercetare, evident, rămâne în continuare destul de mult. De acum, plăcerea lui sau el o să vadă, vă zic, în ce domeniu o să pedaleze mai intens, în vina este a trei, dar tot ce a făcut până acum a făcut frumos, a făcut bine și suntem mândri că un model de carieră științifică, începând de pe băncile liceului până acum, model frumos. Sperăm că în continuare
Ion nu se oprește la răzgăcere ce l-a obținut, o să vină cu rezultate noi, o să vină cu teorie noi în contextul ăsta și astfel o să îmbogățească aportul adus de către știința de Republica Moldova în contextul general. Vă mulțumim, domnul Chiriac. Dacă mai sunt doritori, este ultima șansă să spuneți ceva. Dacă nu, da, profit și eu de dreptul care am să-mi spun opinia. Lucrarea prezentată, deci, se referă la studiul distanțelor pe structuri abstracte, mai exact cum noi zice liberi, este, desigur, o lucrare de algebră. Dar acea algebră care constituie bazele teoretice ale informaticii. Și să ne amintim că mulți informaticieni celebre, care noi îi cunoaștem, au crescut și au venit anume din algebră. Este în acest domeniu, bazele teoretice ale informației, incontestabil o contribuție semnificativă. Și semnificația este cu atât mai pronunțată, cu cât mai mult și mai mult simțim cu toții că trăim într-o eră digitală, unde mai multe procese, activități umane sunt bazate pe transfer de informații și, din acest punct de vedere, integritatea și securitatea informației joacă un rol crucial și metodele de identificare, corectare a erorilor, precum și multe alte probleme din teoria informației, deci capătă o importanță deosebită. Deci, eu mi-am notat și eu niște rezultate așa care m-au impresionat în mod special, dar nu aș vrea să repet ceea ce s-a spus. Vreau să menționez doar că este o lucrare care pur și simplu excede de rezultate foarte frumoase, rezultate semnificative și din toate punctele de vedere depășesc cerințele față de o teză de doctorat. Înainte de a felicita pretendentul la titlul de doctor, eu vreau să felicit Universitatea Dmitrie Cantemir cu faptul că primul doctorand al școlii doctorale din această universitate a venit anume cu așa o lucrare. Deci, care am toată convingerea că va obține voturile pozitive și cel mai înalt calificativ din partea membrilor comisiei. Și acum, deci cred că putem trece la următorul punct, care sună în felul următor. Membrii comisiei doctorale se retrag pentru votare. Deci modalitatea de acordare a calificativului și aici avem o mică problemă. Dacă noi ne retragem pentru votare, pierdem legătura cu domnul Kinder. Dar noi pierdem legătura. Și noi de aici. Nu. Sau prin telefon. Cum, noi cum pe telefon facem. Bine, atunci cred că putem merge în una din sările de alături. Deci, comisia a examinat în conformitate cu un anumit formular la care se acordă calificative pe 7 criterii. La toate cele 7 criterii, unanim a fost acordat calificativul excelent. În rezultat, deci comisia a hotărât. Se propune de a acorda domnului Bodanaev Ivan titlul de doctor în matematică cu calificativul de excelent. Vă felicităm! Aplauz.
Așa. Deci, am adus la cunoștință publicului hotărârea comisiei doctorale referitor la conferirea titlului și calificativă acordat și îi ofer cuvântul de încheiere candidatului la titlul științei. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc comisiei, vreau să mulțumesc universității, vreau să mulțumesc Institutului de Matematică și Informatică. După cum a fost menționat de către doamna președinte, într-adevăr, inițial, tema cercetării a fost luată un pic diferită, cu aplicația în criptanaliză. Însă imaginația este vie, ea joacă, am obținut un rezultat care mai aproape ține de experiența noastră comună și am trecut la studierea proprietăților metricilor, distanțelor și anume aplicațiile lor în teoria informației. Am să vă spun sincer, în viață am avut noroc de profesor, de dascăl, să zicem așa, tot e un cuvânt care are un înțeles, o pondere mai adâncă, mai largă. Am avut noroc și la liceu, și la universitate, și la doctorantură, și la masterat. Este un rezultat comun. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru și știința care mi-ați dat-o și răbdarea care ați avut-o cu mine. Îmi pare rău că nu sunt doctoranzi aici, să le dau un sfat că poate la studiile de ciclu 1, maxim ciclu 2, știința se face cu mână pe carte. La doctorantură nu se face cu mână pe carte, se face la conferințe, la comunicări și atât în timpul conferințelor, cât și în timpul discuțiilor de după conferință. Așa au fost găsite aplicații noi, rezultatele noastre cu domnul Mitrofan Cioban. Joacă foarte multă importanță cu cine comunici, la ce timp și unde. Vă mulțumesc mult și... Încă o dată felicitări, domnul Budanaevă, felicitări, domnul conducător, Mitrofan Cioban. Declar ședința închisă. Vă mulțumim.